2018 este anul în care porțile închisorilor s-au deschis larg pentru deținuții care au stat înghesuiți în celule. Peste 9.000 de persoane au fost eliberate înainte de termen, în baza recursului compensatoriu. Vorbim despre legea care le dă 6 zile de libertate la fiecare 30 de zile petrecute în condiții improprii. O bună parte dintre ei s-au întors deja în celule, la scurt timp după ce au ieșit. Au bătut, au jefuit și au încercat să violeze, adică exact aceleași lucruri pentru care au fost trimiși înainte la închisoare. Luna trecută, un caz a scandalizat opinia publică. O tânără era bătută și jefuită în scara unui bloc din Alba Iulia. Pe imagini se vede cum fata este lovită cu pumnul în față de un bărbat în timp ce așteaptă liftul. Victima cade și se lovește la cap, iar agresorul îi fură telefonul mobil și portofelul. Apoi fuge de la locul faptei. Tânăra a ajuns la spital acuzând pierderi de memorie. Polițiștii au fost alertați de medici și în scurt timp l-au identificat pe bătăuș. De ce ai lovit-o? De ce ai lovit-o? Hai. Ai așteptat să rămână singură? Pe cine? Pe fată. Nu știu nimic despre ce este vorba. A fost întocmit un dosar penal sub aspectul infracțiunii de însușirea bunului găsit. Bărbatul fusese condamnat anterior pentru tentativă de viol și tâlhărie. A fost eliberat însă înainte de termen. A beneficiat de legea recursului compensatoriu pentru că a stat în condiții vitrege în penitenciar. Asta este modul lor de viață. Este ceea ce pot ei și ceea ce fac, atât pentru că s-au obișnuit că legea este blândă. Nu este singurul deținut care, odată eliberat din pușcărie, devine recidivist. În primăvară, un alt caz îngrozea toată țara. Un bărbat din Iași a încercat să molesteze două fetițe de 4 și respectiv 6 ani. Fusese eliberat cu doar 2 săptămâni înainte. Când nu ajungeam la timp, eram distrusă cu el. Vă dați seama, copilul dezbrăcat până la genunchi și el dezbrăcat. Vrea să-și bată joc de copii. Tentativă de viol. Persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr de 24 de ani, a fost reținut de polițiști. Tânărul a mai fost închis aproape 3 ani pentru tentativă de viol. A ieșit cu 600 de zile mai devreme, dar la 3 luni distanță, în august 2015, a fost arestat din nou pentru tâlhărie. Nu a stat după gratii 3 ani, cum a decis judecătorul, pentru că a beneficiat de legea recursului compensatoriu. El a beneficiat de prevederile legii. Ulterior, când comite o infracțiune, va răspunde pentru respectiva infracțiune. Vor intra sub incidența legii penale pentru noua infracțiune săvârșită. Individul, odată eliberat condiționat, dar aruncat în același mediu în care el a comis sau a văzut acele fapte, cu siguranță rețeaua neuronală se va reactiva în favoarea comportamentului învățat acolo. Anul acesta, peste 9.000 de deținuți au fost puși în libertate în baza legii recursului compensatoriu. Rata de recidivă se ridică la 70% în închisorile din țară. Comparativ cu anul anterior, în 2018, numărul la 4 tipuri de infracțiuni grave a crescut îngrijorător. Vorbim despre aproape 3.000 de noi fapte de tentativă de omor, viol, lovituri mortale și loviri sau alte violențe. Deja deținuții se întorc. Deja se întâmplă infracțiuni grave care sunt comise de către acești deținuți, pentru că statul român nu s-a îngrijit de măsuri care cumva să asigure reintegrarea acestora. Cei care ar trebui să-i supravegheze, mai exact consilierii de probațiune, au ieșit anul acesta în stradă, revoltați că sunt prea puțini în comparație cu numărul deținuților eliberați condiționat. Sunt puțin peste 500 și au avut de supravegheat peste 100.000 de persoane, adică un specialist la 200 de foști condamnați. Primele 3-6 luni sunt cele mai vulnerabile pentru deținuți. Și este exact perioada în care statul contribuie cel mai puțin la reintegrarea lor în societate. Ajutor social care este și în cuantum de 142 de lei pe lună. Statul s-a gândit inclusiv să le dea bani deținuților care au stat în condiții mizere din 2012 încoace și care nu au beneficiat de legea recursului compensatoriu pentru că au fost eliberați mai înainte. Avem exemplele altor state, Ungaria, Italia, care au dat și 5 euro pe zi de detenție necorespunzătoare. Sindicaliștii spun că sumele se ridică la câteva mii de euro pentru fiecare lună de detenție în condiții improprii. A propune despăgubiri sau premii pentru infractori mi se pare și imoral și inoportun la momentul ăsta. Dacă legea va intra în vigoare, bani de la stat pentru condițiile rele din penitenciare ar putea primi inclusiv fostul premier Adrian Năstase, fostul ministru al transporturilor Relu Fenechiu și George Becali.
Pe lista penitenciarelor aglomerate se află cel din Vaslui, cu un grad de ocupare de peste 166%, urmat de penitenciarul Brăila cu peste 154%. Și la Târgu Jiu, București sau la Miercurea Ciuc, centrele de detenție și-au depășit cu mult capacitatea. Pentru a rezolva problema, România a luat un credit în valoare de 177 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca să construiască două noi penitenciare în județele Prahova și Buzău. Un copil